numesc Mihail Lupașcu și sunt secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Doamnelor și domnilor, vreau să vă comunic că Republica Moldova este pregătită pentru implementarea standardelor și calității europene în domeniul construcțiilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor implicați în promovarea valorilor europene, în special ce ține de asigurarea calității în domeniul construcțiilor. Abordând acest subiect, urmarea mai multor solicitări din partea mediului de afaceri, dar și din partea reprezentanților mass media parvenite la adresa Ministerului. Astfel, pentru o informare corectă a cetățenilor, venim cu unele precizări. Alături de mine sunt domnul Radu Rogovei, șef Direcției Infrastructură de Transport a Ministerului Economiei, domnul Gheorghe Croitoru, șef secției politici și reglementări tehnice în construcții. De asemenea, o avem prezent aici și pe Victoria Prisac, președintele Asociației Patronale Profesionale în domeniul evaluării conformității, și doamna Eugenia Spoială, director Moldac. Așadar, reieșind din angajamentele asumate de către Republica Moldova, odată cu semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a fost adoptată hotărârea Guvernului numărul 913 din 2016, privind aprobarea reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, care a intrat în vigoare la data de 5 august 2018 și se aplică tuturor produselor pentru construcții. Această hotărâre transpune regulamentul european care stabilește cerințele armonizate privind materialele de construcție. Produsele se introduc pe piață numai dacă sunt în conformitate cu cerințele fundamentale stabilite în hotărârea respectivă. Conformitatea și calitatea se asigură doar prin aplicarea standardelor europene. Astfel, prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii numărul 39 din 2017 a fost aprobată lista celor 444 de standarde europene, actualizată în februarie 2021. Pentru a asigura o trecere treptată de la standardele GOST la noile cerințe conform standardelor europene, a fost stabilită o perioadă de tranziție de 4 ani și 4 luni. Pe durata perioadei de tranziție, Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat 8 seminare și campanii de informare pentru agenții economici cu scopul familiarizării mediului de afaceri cu cerințele și rigorile comunitare din domeniul construcțiilor. Seminarele respective au fost desfășurate cu suportul proiectelor finanțate de către Uniunea Europeană. La rândul său, Institutul de Cercetare Științifică Incercom a instruit și familiarizat cu cerințele hotărârii Guvernului toți specialiștii care activează în domeniul construcțiilor. Mai mult, antreprenorii responsabili au făcut investiții majore în utilaje și resurse umane pentru a se alinea la cerințele standardelor europene. În concluzie, vreau să vă comunic, carul s-a urnit din loc. Majoritatea antreprenorilor s-au conformat cerințelor prevederilor hotărârii Guvernului și își desfășoară activitatea în regim normal, asigurând societatea și consumatorul final cu materiale și produse de construcții cu un nivel înalt de calitate și siguranță. Ce ține de unele aspecte privind achiziționarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor lansate de autoritățile publice locale, aș dori să-i ofer cuvântul domnului Gheorghe Croitoru. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua! Aș vrea să menționez faptul că lista standardelor armonizate care se aprobă prin Ordinul Ministerului, care face referințele la standardele moldovenești care adoptă standardele europene, stabilesc cerințe tehnice minime și metode de încercări
pentru materiale necesare construcției, inclusiv a structurii rutiere, da, noi, cât și pentru întreținerea celor existente. Iar disponibilitatea publică a acestor standarde este asigurată de Institutul de Standardizare, unde puteți să consultați aceste standarde. De exemplu, procedurile de atestare a conformității a betoanelor asfaltice sunt specificate în anexa Z la standardul betoane asfaltice, unde se aplică sistemul 2+ de atestare a conformității, care prevede emiterea declarației de performanță din partea producătorului referitoare la prevederea conformității caracteristicilor esențiale ale produsului, iar organismul de certificare emite certificatul de performanță al produsului. Vreau să spun că sistemul 2+ se aplică la evaluarea conformității produselor pentru construcție la întreprinderile care au un laborator de încercări acreditat. Certificarea conformității betoanelor asfaltice se efectuează prin grija producătorului, prin intermediul acestor laboratoare acreditate. Iar în cadrul licitațiilor, beneficiarii, la evaluarea ofertanțelor, sunt în măsură să verifice prezența în ofertă a acestei declarații de performanță. Vă mulțumesc! Domnule Rogovei, vreau să vă rog să ne comunicați despre normativele pentru producerea mixturilor asfaltice. Da, bună ziua! Anul curent a fost aprobat codul practic în construcții CPD-0225, care ne vorbește despre sau impune cerințele față de mixturile asfaltice executate la cald. În trânsul sunt relatate condițiile tehnice de proiectare, preparare și punere în operă acestor mixturi asfaltice. Codul menționat cuprinde o culegere sistematizată de cerințe a standardelor din serie de standarde ESM EN13108, care reglementează tot ce ține de mixturile asfaltice executate la cald, în special și etapele de proiectare acestora, controlul calității materialelor, componente, prepararea, transportul, punerea în operă, precum și caracteristicile straturilor rutiere executate din aceste mixturi. Totodată, codul permite, pe lângă mixturile enumerate în cod, în alcătuirea structurilor rutiere, utilizarea și a altor tipuri de mixturi, dar care trebuie să respecte condițiile legale privind introducerea pe piață, adică cerințele hotărârii de guvern 913. Iarăși, codul prevede și condițiile pentru materiale de bază care sunt prezentate în cod, sunt obligatorii, dar codul prevede și permite unele abateri de la compozițiile de referință, dar numai în cazuri justificate, din punct de vedere tehnic, cu acordul proiectantului și al beneficiarului. Vă mulțumesc mult, domnul Rogovei. Cu referire la acreditarea laboratoarelor de încercări și organismelor de certificare, ofer cuvântul doamnei Spoiala. Mulțumesc, bună ziua! Instituția care o reprezint, MOLDAC, este organismul național de acreditare al Republicii Moldova și are drept scop implementarea politicii statului în domeniul acreditării și evaluării conformității, conferind încredere în competența tehnică, imparțialitate, integritate a organismelor de evaluare a conformității. Pentru a obține recunoașterea europeană și internațională, MOLDAC a fost supus evaluării la nivel de omologi din țările europene, pe baza unor reguli, criterii, politici stricte stabilite de organizațiile europene și internaționale. Din 2017, MOLDAC a semnat acorduri de recunoaștere pentru 6 standarde de referință, 6 scheme de acreditare în tot spațiul european și internațional, inclusiv pentru laboratoare de încercări și organisme de certificare produse. Recunoașterea Organismului Național de Acreditare din Republica Moldova demonstrează că toate activitățile desfășurate în cadrul organismului, procedurile de acreditare, sunt
în conformitate cu regulamentul european și standardul internațional care se referă la un organism de acreditare. E clar că sunt încă un șir de documente necesare care trebuie să le implementăm cum noi organismul de acreditare, cum și toate laboratoarele și organismele care sunt acreditate. Prin această recunoaștere să recunosc certificatele de acreditare în tot spațiul european și internațional. Ce ține de domeniul construcțiilor și drumuri? Deja două organisme de certificare produse s-au acreditat pentru a evalua produsele la cerințele standardelor europene. 5 laboratoare independente, imparțiale, de terță parte, tot s-au acreditat, o majoritate de metode pentru a determina calitatea și securitatea produselor la metodele din standardele europene. O parte din laboratoarea producătorilor deja au acreditate un șir de metode de încercări. Dar vreau să zic că implementarea metodelor de încercări la cerințele standardelor europene necesită înzestrarea laboratoarelor cu echipamente corespunzătoare, verificarea, validarea metodelor de încercări, asigurarea validității rezultatelor încercărilor prin participarea la comparări interlaboratoare, teste de competență, pregătirea personalului. Este necesar un efort și timp și nu în ultimul rând și cheltuieli enorme. La zi avem deja încă două cereri pentru extinderea domeniilor a două laboratoare pentru metode din standardele europene care se referă la domeniul construcțiilor și drumuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamna Spoială. Referitor la activitățile de evaluare a conformității, îi ofer cuvântul doamnei Prisac. Vă rog. Da. Bună ziua. Astăzi reprezint Asociația Profesional Patronal în domeniul evaluării conformității și metodologiei. Corespunzător, în cadrul acestei asociații avem o serie de organisme de evaluare a conformității care la fel prestează servicii în domeniul evaluării conformității materialelor de construcție și anume produse pentru drumuri în deosebi. Cum a menționat doamna Spoială, două organisme sunt la noi ca membre. Pentru aceste activități, organismele de evaluare a conformității țin cont în primul rând de hotărârea de guvern 113 care ați menționat-o și acel ordin 20 aprobat anul curent pe data de 08.02.2021 privind lista standardelor armonizate pentru reglementarea tehnică. Și cu toții deja ne ciocnim cu acest moment că din 01.02.2021 aceste standarde sunt obligatorii. Da, a fost o perioadă destul de dificilă de trecere, dar mulți s-au conformat, mulți au dovedit deja competență și chiar sunt producători solicitați deja certificați în conformitate cu aceste standarde. Astăzi, chiar dacă pentru drumuri încă nu putem spune acest lucru, cu toate că deja organismele sunt pregătite, laboratoarele deja și-au ajustat echipamentul, știm cu siguranță că un laborator practic acoperă 99% din toate încercările care pot fi realizate pentru mixturile asfaltice. Pentru betoane, pentru elemente de betoane, deja sunt certificate emise, care, în baza cărora sunt declarații de performanță plasate deja pe piață. Vreau să zic că acest mecanism merge în continuu, se dezvoltă, se ajustează, organismele de evaluare conformității înțeleg că trebuie să asigure aceste cerințe și până la urmă, cred că într-un final o să vedem și un rezultat bine definit și pozitiv în acest sens. Vă mulțumesc mult, doamna Prisac, dar vreau să vă rog să ne vorbiți și despre stocurile de materiale acumulate până la terminul limită. Ce se vor întâmpla cu ele? Da, într-adevăr, mulți din producători, importatori s-au ciocnit cu acest moment că au rămas cu stocuri deja
pregătite pentru anul de lucru. Domeniul construcției este un domeniu interesant, iarna nu se lucrează și atunci toți își fac sanii de vară și căruță vară, iarna. Și corespunzător mulți și-au făcut stocuri, stocurile fiind în corespundere cu acele standarde vechi. Deci, o soluție binevenită ar fi ca toate stocurile date să fie evaluate din punct de vedere a cerințelor esențiale standardelor noi. Pentru că, cum am cu toții din domeniu, cunoaștem multe din cerințe, sunt similare cu modificarea poate a terminologiei sau puțin a metodei de încercare. De bază, cerințe pentru agregate, care mulți solicită clarificare cu stocurile date, pot fi deja supuse încercărilor, cerințelor esențiale aceste stocuri, în baza rapoartelor de încercări, având rezultatele, pot fi utilizate ca materie primă pentru mixturile asfaltice. Mersi mult! Aceasta a fost informația pe care am dorit să o comunicăm publicului. Vă mulțumim frumos și vă dorim o zi bună în continuare! Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim.